Petrolul rămâne cu o singură victorie pe teren propriu în 5 partide după ce nu a reușit să treacă de nou promovata Slatina. Buhăescu a deschis scorul cu 20 de minute înainte de final după o centrare a lui Olaru, însă nu a fost suficient. Vlada a egalat pentru Slatina după doar 7 minute. Petrolul nu a mai avut forța în final să fie periculoasă și s-a terminat 1-1. Echipa lui Viorel Moldovan rămâne pe poziția a 7-a și a ratat șansa de a se apropia de plutonul fruntaș. Am controlat jocul la fel ca și pe celelalte, dar din păcate, după ce am reușit să marcăm, am primit un gol caracteristic. Cam toate golurile pe care le-am primit, le-am primit din stupidități. E un punct mare pe care l-am câștigat astăzi aici. Și spun asta un punct mare, în special pentru jucătorii tineri pe care i-am în lot la momentul acesta.